Bună ziua tuturor! Astăzi am ajuns în Comuna Telciu. Aici urmează să purtăm o scurtă discuție cu primarul Sever Mureșan, discuție ce vizează obiectivele de investiții propuse pentru acest an. Dar o să discutăm, bineînțeles, și despre vechea problema apei, care rămâne încă un subiect fierbinte. Avem aprobat bugetul. Bugetul este un pic chiar mai generos decât anul, anul trecut, pentru că anul trecut n-a făcut foarte multe investiții din cauza anumitor probleme care am avut pe linie de apă și canalizare, am păstrat niște bani în caz că va trebui să returnăm sau să cumpărăm stația de tratare, dar nu vreau să reiau discuțiile astea pentru că s-au portat foarte multe discuții pe tema aceasta anul anterior și chiar în anii dinainte. Așa că au rămas în excedentul bugetar. Anul acesta avem prevăzuți pe investiții tot ce am avut în excedent, plus... O mare parte din uh, sursele pe care le avem din venituri proprii. Intenționăm să facem niște investiții în zona, în special în zona infrastructurii rutiere, să sperăm că vor reuși și nu vor apărea alte probleme pe parcurs. Drumuri, trotuare, rigole ne interesează foarte mult pentru că mai sunt zone care au rămas uh, o parte, satele aparținătoare. Telcișor este o bucată de drum care nu este asfaltat în, în principalul nostru sat. Bichigio mai avem, dar să vedem când ne putem întinde, că ne întinde numai cât ne permite plapuma, nu putem să... Dorințele să mari, dar facem numai ce, ce putem. Se lucrează la un centru multifuncțional, sunt lucrări care vor reîncepe, că acum prin perioada de iarnă n-am putut lucra la drumurile forestiere în zona de munte, e destul de greu, au fost probleme cu alunecări de terenuri și tot felul de probleme din uh, uh, punctul de vedere al calamităților, ca să zic așa, a intemperiului pe care am avut în ultima vreme și anul trecut, sfârșitul de an a fost foarte ploios, anul acesta la fel. Așa că Activitate avem destul, destul de multă în ceea ce privește partea de investiții. Ne dorim să mai facem, să atingem și magazinul Sătesc, o să încercăm să reluăm, repunem pe tapet un spațiu în care să putem asigura producătorul local, nu știu, un spațiu de desfacere. Să sperăm că vom reuși, am bugetat o parte din acesta, nu este cuprins cu totul, dar să putem să facem proiectarea și să eventual să lansăm licitația pentru lucrări. Sper că vor reuși anul acesta. Avem la școală, de asemenea, un proiect care a fost aprobat, accesarea fondurilor pentru dotarea școlilor. Noi am mai avut, la tot ce înseamnă liceul tehnologic și școlile aparținătoare, gimnazial Bichigiu și Telceșor, am mai făcut dotări și anii dar vrem să completăm uh, aceste dotări. Probabil că se va ridica undeva la peste 500 sau în jur de 500.000 de euro, ceea ce intenționăm noi să depunem spre accesare. Aici vor fi fonduri uh, europene. Avem pe linie de sănătate, tot așa depus proiect, așteptăm cu interes să uh, vedem dacă vom câștiga finanțarea pentru un dispensar. Dacă nu, îl vom reabilita pe cel existent. Și cam astea sunt în linii, în linii mari proiectele. Trotoare, străzi, ce putem face? În, pe apă nu mai avem mari investiții pentru că suntem condiționați de anumite aspecte. Noi știți că avem probleme legate de apă și canalizarea a fost și anii anteriori și finanțările sunt condiționate de avizul operatorului unic pentru a depune alte proiecte pentru, spre finanțare nu aș avea nici curajul în momentul de față să mai depun proiect în zona aceasta, pentru că avem un proiect câștigat de circa 1.700.000 de euro la Bichigiu pentru aducțiune de apă pentru satul Bichigiu și nu știm dacă se va finaliza. Plus că nu știm dacă va trebui sau nu să returnăm investiții de făcute în Telciu anterior prin ADI, în proiectul care a presupus reabilitarea rețelelor de apă din Telciu și stației exact de tratare. Exact, exact, exact nu s-a găsit o rezolvare decât așa, provizorie. Am avut anul trecut o rezolvare, provizorie în care am, știți că s-a revenit la decizia Consiliului Local și s-a hotărât să se predea din nou tot ce înseamnă rețele proprii, mijloace fixe către Acoabis. Dar ne eu știu, este un refuz al cetățenilor de a semna contracte cu Acobis, probabil justificat de tarifele pe care se practică. Tarifele, știți foarte bine, nu sunt diferențiate pe toate area de operare Acobis. Este operator unic, operator regional. Are același tarif peste tot pentru a nu crea discrepanțe în, în teritoriu și nemulțumiri și probabil că. De fapt, așa a fost și tariful și când au accesat fondurile a fost uh, uh, stipulat faptul că vor avea tarif unic. Deci nu se poate negocia tariful în acest stadiu. Nemulțumirea apare într-adevăr din cauza tarifului. Mai recent uh, uh, am primit o notificare. Dacă tot am ajuns aici, am primit o notificare. Uh, prin care stația de tratare este bypassată, stația de tratare nu este în cuprinsă domeniul public al Comunei Tălciu, pentru că a fost făcute din surse proprie a Coabis, plus alte câteva elemente care sunt acolo. Prin urmare, am anunțat populația că în momentul de față apa pe care o furnizăm este apă brută, este apă netratată, cu alte cuvinte, nu este apă potabilă, nu poate fi folosită pentru uz intern. Aici am ajuns, căutăm soluții în momentul de față, căutăm soluții, bineînțeles că am anunțat autoritățile competente, începând cu instituția prefectului și DSP, mediu, tot ce înseamnă organi competente în județul nostru, pe această linie. Urmează să găsim soluții. Am avut discuții în Consiliul Local, vom avea încă o dată discuții cât de repede, o ședință probabil de urgență, de îndată mai precis, ca să vedem ce avem de făcut, pentru că în momentul de față va trebui să actualizăm, să percepem un tarif, să vedem ce face până la, ne vom înființa ori ca serviciu propriu, ori se va întâmpla ceva că nu se poate să funcționăm așa. Asta este, pe scurt, situația. Este o problemă destul de, de delicată și o găsi o rezolvare, pentru că nu putem să lăsăm oamenii fără apă, cu... Oamenii trebuie să aibă apă. Ideal ar fi fost să avem apă potabilă. Noi vom strădui să potabilizăm apa, dar păcat că nu putem folosi stația care este nou pusă în funcțiune și a funcționat până acum. Vom vedea ce se va întâmpla și cum vom aborda problemele, că trebuie să găsim soluții. Este marele semn de întrebare, domnul primar, că dacă lumea va consuma această apă și se va întâmpla un incident. Cine va fi responsabil? Cine va răspunde? Vă dați seama că tendința e de a merge spre primărie să răspundă, pentru că noi furnizăm apa. De asta este motivul pentru că am făcut anunț public că apa nu este potabilă. M nu vreau să reau să discut foarte mult pe această temă, pentru că să știe, dar nu e numai consumatorul casnic consumator casnic așa cu generic vorbind sunt și institu instituțiile sunt, eu știu, agenții economici brutării, restaurante, școli ce o să facă copiii? O să meargă cu sticluța la școală ca să aibă apă potabilă, dar noi o să încercăm să luăm măsuri și probabil că dacă va decide Consiliul Local vom încerca să ne înființăm ca regie proprie că nu o să avem ce să facem în situația asta nu mai vorbim de partea economică, acolo nu știu ce se va întâmpla, că vom fi unica, probabil că suntem unica deja în România și nu numai, că dacă suntem în România, probabil că suntem și în toată Europa, cu returnarea fondurilor. Dacă asta este dorința oamenilor, nu avem ce să, ce să facem, doresc treaba asta, vom da bani înapoi strânși din fonduri europene. Din păcate va rămâne un sat probabil fără aducțiune de apă, nu știu când vom mai putea accesa fonduri europene pentru că va fi destul de greu până te înființezi ca operator, timpul trece și ai nevoie pentru a accesa fonduri europene pe linie apă, v-am spus mai devreme, e nevoie de un acord, un aviz din partea operatorului unic. Astea sunt procedurile. Dar nu ne mirăm de nimic, asta este, mergem înainte, nu se termină, nici nu începe, nu începe viața cu noi și nici lumea, trebuie să găsim soluții, vom găsi soluții cu datele probleme pe care le avem. că una e ceea ce ne dorim și alta este ce date ale problemei avem. Asta este situația, mergem mai departe și probabil că și alții furnizează apă brută, vom fi furnizaj noi apă brută. Dar va trebui tot timpul să ne gândim că să clătești, se frică să clătești un pahar sau ceva și să bei după aia din el, că nu știi dacă apa este în regulă sau nu în regulă. Că acum nu e vorba numai de turbiditate, că apa e tulbure când plouă. Sunt ecoli, sunt tot felul de agenți patogeni, da. Destul de delicat, ca să fii operator de apă, de, ca să furnizezi apă și servicii de apă canalizare, nu e chiar așa de simplu, pentru că nu suntem turme, suntem oameni, da? Dar aceasta este discuția să vă mai purta, nu este nouă și nu se încheie acum. Dar avem o chestiune delicată de rezolvat. În faza aceasta furnizăm apă brută, asta este. Personal, cu ce gânduri, cu ce speranțe ați spășit în noul an și în această primăvară? Eu sunt, în general, uh, un om. Uh... Destul de optimist, așa și îmi place să văd partea plină a paharului, nu urmăresc ce e gol în pahar, chiar dacă este puțin uh, acolo pus, îmi place să văd uh, lucrurile bune, pentru că lucrurile urâte arată la viața destul, așa, așa că nu are rost Nu cred eu că nu este în avantajul nostru să vedem partea urâtă a vieții. Viața este frumoasă dacă vezi ce e frumos în viață.